Vă dau câteva cuvinte și voi să-mi spuneți. F sau V? Scriem cuvântul acesta și voi să-mi spuneți dacă se citește V sau F, da? Pentru că sunt la fel, doar am nevoie să-mi puneți în față dacă este V sau F. Așa nume. Eu nu-l citesc, vă las pe voi. Deci trebuie să-mi puneți aici în față. Este F sau V? Ok, este V. Super, vila. Toată lumea este de acord că este V. Bravo, vila. Acum, fiți atent. Der, hai să vă pun și articolul în față, este vorba de trafic. Ia să vedem. Dacă ne ducem mai în sus și ne aducem aminte, aveam așa. Asta este o prepoziție nedetașabilă și de fiecare dată când vedeți V-ul cu E și R, normal el se citește un făr. Deci e F. Super. Hai să vedem următorul cuvânt. Hai că asta sigur îl știți. Ia să vedem. F sau V? Ce credeți? F. De medic. E F sau e V? Eu zic că e F. Cristina zice că e V. Cristina câștigătoare. Exact, e Venedig. Venedig. Venedig este Veneția. Da, bun, hai să vedem încă unul. Și anume, F sau V? Ia să vedem. Vanile, genau, richtig. Vanile, suntem de acord. Super.